pe scurt, cum am putea noi promova mai bine ce avem noi ca popor mai bun în Europa și poate dincolo de Europa, la nivel internațional? Aș spune în primul rând că nu există nici cea mai mică contradicție între valori naționale și valori europene. Europa a apărut și trebuie să rămână un continent al națiunilor, al națiunilor creștine. Europa e un continent creștin, este continentul creștin prin excelență, întrucât creștinismul este cel care a rodit în acest spațiu și modernitatea, dar în primul rând cultura creștină, succedată de civilizația creștină. Dacă vorbim astăzi despre Europa și valorile ei, trebuie să vorbim în cunoștință de cauză. Când auzim permanent în spațiul nostru mediatic foarte zgomotos, vorbindu-se despre valori europene, trebuie să întrebăm pe cei care vorbesc doar ca să se audă de obicei despre valori europene, care e conținutul acestor valori europene. Dacă acest conținut al valorilor europene clamate astăzi e în contradicție cu valorile creștine, înseamnă că vorbim de false valori europene. Este o falsitate grosolană a pune în opoziție creștinismul cu Europa. De aceea valorile identitare românești sau de orice altă natură ale oricărui popor din Europa sunt valori care nu fac decât să compună și să recompună armonios un dialog european care trebuie să rămână unul foarte viu. Așadar, valorile identitare românești, care nu trebuie să constituie pe de altă parte niciun motiv de mândrie, întrucât s-a ajuns la sloganul acela depășit, sper, mândri că suntem români, nu trebuie să ne mândrim în calitate de creștini, trebuie dimpotrivă să ne smerim și să îi facem loc celuilalt în viața noastră, român sau neromân. Aproapele nostru nu are o identitate foarte bine definită, este cel care se află în nevoie. Așadar, dincolo de artificiala mândrie de a fi români, trebuie să cultivăm firească relație cu ceilalți, o relație rafinată, o relație fondată și edificată permanent pe valorile pe care le găsim în Evanghelie. Nu trebuie să inventăm nimic, creștinismul e mereu proaspăt, creștinismul are un rol social și politic, din păcate nefructificat la adevărata lui valoare astăzi. De aceea prezența creștinismului în spațiul public e o prezență sanitară, sanificatoare și vă felicit și pe această cale pe dumneavoastră cei de la ProDocens pentru că ați făcut în acești ultimi ani un serviciu foarte mare în spațiul românesc și mediatic românesc acestor valori creștine, de la valorile familiei, la valorile credinței, tot ce înseamnă cultură creștină, tot ce înseamnă filozofie creștină, care se regăsește astăzi în diverse forme, întrupată în societatea modernă, e un lucru extraordinar. Asta trebuie să facem, să pledăm pentru conservarea frumoasă, elevată a ceea ce merită conservat și când vorbim de valori creștine, ele merită cu desăvârșire și în integralitatea lor conservate, deoarece ne conservăm astfel rădăcinile prin care urcă spre noi astăzi în modernitate această sevă a vieții firești, a vieții civilizate, a vieții rafinate dintre oameni. Creștinismul ne-a făcut și ne face pe toți mai frumoși lăuntri. Cine e împotriva creștinismului, a faptului religios creștin în spațiul public, este cineva care, dincolo de ignoranța și de analfabetismul cultural, care nu-l ajută să descifreze nici măcar cultura europeană, este un om care, din păcate, ratează ceva foarte important. În primul rând, sigur, întâlnirea cu Hristos, fiecare după măsura lui, dar ratează lucruri fundamentale din tot ce a făcut și poate face în continuare Europa, dacă rămâne creștină. De aceea subliniez încă o dată, când vorbim de valori europene, trebuie să le echivalăm permanent cu valorile creștine. Altfel nu sunt europene.